Un bărbat din Gorj a reușit să comită trei infracțiuni în momentul în care s-a urcat la volan. Băut, fără permis și cu mașina unei alte persoane, individul trebuie să dea acum socoteală în fața legii. Polițiști din cadrul secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu au identificat în trafic un tânăr de 25 de ani din comuna Bărbătești, care ar fi sustras un autoturism aparținând tatălui său și l-ar fi condus pe drumul județean 674 A Ungureni, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Conducătorul auto a a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 1,05 mg per litru alcool pur în aerul expirat, însă a refuzat recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitatea alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere, furt în scop de folosință și sustracerea de la prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Ei. Un alt bărbat din motru a rămas fără permis după ce a fost și el prins băut la volan.